Născută pe 29 iunie 1962, Anișoara Cușmir este una dintre cele mai valoroase atlete pe care le-a avut sportul românesc. Campioană olimpică și vicecampioană mondială la săritura în lungime, Anișoara Cușmir s-a apucat de sport la vârsta de 10 ani, iar consacrarea a cunoscut-o odată cu transferul la clubul Steaua București. Deși s-a retras de vreme din activitatea de performanță, marea campioană a rămas în lumea atletismului, dar aparițiile sale publice sunt tot mai rare. Totuși, într-un interviu exclusiv Steaua TV, Anișoara Cușmir ne-a dezvăluit cine a adus-o în Ghencea, cum a trăit experiența Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 1984, dar și care este cea mai dragă medalie din carieră. Sunteți născută într-o zi de 29 iunie, când sărbătorim Sfinții Petru și Pavel. Vă considerați o persoană norocoasă, ocrotită de divinitate? Așa este, da, sunt o persoană ocrotită și norocoasă, pentru că permanent cineva acolo sus a fost alături de mine. Cum ați ajuns la atletism și de ce ați ales proba de săritura în lungime? Am ajuns printr-un cross, pur și simplu. Eram în școala generală, iar mai apoi profesorul de educație fizică de la școala generală unde am învățat în Brăila m-a dus unui antrenor. Și așa am început. Iar la săritura în lungime am ajuns mult mai târziu, în prima perioadă, făcând aproape toate probele. Iar la un moment dat, schimbând antrenorul, acesta a văzut în mine o potențială săritoare în lungime. Cum ați ajuns la Steaua? La Steaua am ajuns în anul 1983, eram legitimată la Craiova. Doamna Iolanda Balaș a venit la mine și m-a întrebat dacă îmi doresc acest lucru. Sigur că da, acolo era o pleiadă de mari sportivi, legende. Și atunci m-am făcut acest transfer. Care este cea mai dragă medalie pe care ați cucerit-o în cariera dumneavoastră? Medalia mea de suflet este cea de la campionatul mondial de la Helsinki din 1983, când am ocupat poziția a doua, deoarece acolo au fost toate săritoarele prezente. Olimpiada, după cum știți, cea din 84 a fost boicotată și atunci am o undă de regret vis-a-vis de acest lucru. Sigur că mi-e dragă și medalia de la Olimpiadă, dar dat fiind faptul că n-au fost prezente toate atletele, mi-a rămas cea de la Helsinki. Ce amintiri aveți de la Los Angeles când ați cucerit titlul olimpic? Am ajuns acolo cu aproape 3 săptămâni înainte, iar proba de săritură în lungime s-a desfășurat în penultima și ultima zi, deci a trebuit să aștept 3 săptămâni pentru a concura, foarte cald, fără antrenor. Dar, sigur, acesta n-a fost un impediment. Am reușit să mă montez. Cert este că deja se obținuseră atât de multe medalii încât în momentul în care am mai câștigat-o și eu pe aceea de la lungime, nu știu, sigur că a contat, dar știți cum e. A fost foarte frumos. Știu că în anii 80 făceați și o excelentă pregătire psihologică. În ce a constat aceasta? Eu am avut o întreagă echipă cu care am lucrat, în sensul că am avut antrenor, am avut medic, am avut un fizioterapeut și am avut și un psiholog. E partea de psihologie pe care se bate atât de multă monedă în ziua de astăzi, eu o practicam încă din anii 80. Ce însemna acest lucru? Era un antrenament, ca și un antrenament fizic, numai că era în cameră, din punct de vedere psihic, un antrenament autogen, care pe mine personal m-a ajutat extraordinar de mult. V-ați retras din activitatea de performanță la doar 22 de ani. Care au fost cauza? Cauza a fost o deplasare a unor vertebre care, la fel ca și mine, vreau să fie probabil primele și atunci au alunecat spre înainte. Am trecut prin niște dureri mari și, indiferent unde am mers, toți mi-au recomandat că este momentul să renunț la activitatea sportivă pentru că exista pericolul cumva retezării măduvei. Mi s-a spus la momentul respectiv, habar n-am. Deplasarea era de aproape 1,5 cm. Am renunțat la sport, este adevărat, iar anul trecut m-am operat pentru această afecțiune, durerile revenind după 30 de ani foarte acut și deplasarea deja ajunsese la 3,5 cm. Nu regret că am concurat până la 22 de ani, regret că a trebuit să ies din cu totul alte motive. Aș fi vrut să pot să fac eu această alegere, să mă retrag atunci când doresc.
Recordul mondial actual în proba dumneavoastră este de 7,52, stabilit de cehoaica Galina Cistiacova în 1988. Credeți că el poate fi doborât în viitorul apropiat? Poate fi doborât, pentru că există ani și ani. Ani când proba de săritură lungime evoluează foarte puternic și când, în mod firesc, stagnează, pentru că suntem oameni, nu suntem roboți. Da, sigur că da, și pentru acest lucru sunt făcute aceste recorduri. Ele devin statistică la un moment dat, nu trebuie să ne punem prea mult mare preț pe ele. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost amânate pentru anul viitor, România are două sportive calificate în proba de lungime, pe Alina Rotaru și pe Florentina Iușco. Credeți că pot face ele un rezultat important acolo? Sunt două atlete talentate care de-a lungul timpului au tot confirmat la diferite competiții internaționale. Faptul că și-au făcut baremul pentru Jocurile Olimpice este un lucru extraordinar și da, sper că aceste două fete să poată face acolo lucruri bune.